Am primit ieri de la Parlament legea bugetului și legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Mi s-a părut corect să cunosc opinia guvernului înainte de a lua o decizie pe promulgare sau retrimitere în Parlament. Am avut această discuție astăzi cu prim-ministru și ministrul finanțelor. Bugetul, la o primă analiză pe care am făcut-o, este unul problematic și riscant. Se prevăd venituri care, după părerea mea, sunt supraevaluate. Pe de altă parte, se prevăd cheltuieli foarte mari. Există riscul real să se depășească deficitul de 3%. Nu putem să nu vedem că aici avem de a face cu o sumă extraordinar de mare la așa numitele credite de angajament. Sunt credite de angajament prevăzute în sumă de 54 de miliarde care vor apăsa asupra bugetelor din anii următori. Toate aceste lucruri le-am transmis guvernului, care are un punct de vedere propriu pe care probabil îl va transmite și în spațiul public. În zilele următoare, împreună cu echipa mea, vom aprofunda analiza acestor două bugete. Sigur, vom avea în vedere și punctele de vedere prezentate astăzi de prim-ministru și de ministrul finanțelor, dar în ansamblu trebuie să recunosc că sunt îngrijorat.